ceva despre domnul Dumitru Coarnea. Am înțeles că astăzi va fi o întâlnire la sediul central. Nu știu de o întâlnire la sediul central. Știu un singur lucru, că am fost contactat secretarul general al partidului, Paul Stănescu, și am primit, să spunem, un mesaj nedorit, încât să facem excluderea, să propunem excluderea către organizația națională a domnului Dumitru Coarnea. L-am sunat pe Dumitru Coarnea, i-am spus, voi, domnule deputat, situația noastră la Călăraș, pentru a putea să fim o organizație națională în același ton, a trebuit să luăm această decizie, decizie pe care cu 63 de voturi pentru și o abținere a fost luată de organizația județeană Călăraș, Consiliul Politic Județean. Și dânsul a spus că va contesta în instanță această hotărâre. Da, e un drept al fiecăruia din cei care au aderat la Partidul Social Democrat ca și membru. Domnul Coarnea a venit, e poate pentru cei mai noi membri ai Partidului Social Democrat ca și deputat. Asta e situația. Noi la momentul ăsta ne conformăm deciziilor centrale ale partidului și le punem în aplicare. Nu facem politică sau politica Călărașului să impunem noi agenda națională. Noi impunem politica județeană și încercăm să aducem cât mai multe servicii să fie un beneficiu cetățenilor, nu să facem politică pe lângă politica națională. Politica națională trebuie să o respectăm, mesajele politice naționale încercăm să vi le transmitem prin conferințele de presă pe care le avem săptămânal, iar domnul Coarnea, prin vizita la ambasada Rusiei, a creat totuși un disconfort și o imagine neplăcută pentru Partidul Social Democrat. De aici și decizia președintelui Marcel Ciolacu de a le exclude din partid. Decizia va rămâne la nivel național, nu e atributul organizației județene să decidă. Decizia finală e Consiliul Politic Național.